Am găsit la un nou episod al podcastului meu, Avangarda cu Ionus Vulpescu. Astăzi am bucuria să l-am invitat pe istoricul și criticul literar, redactorul șef al României Literare, profesorul Răzvan Voncu. Răzvan, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea. Cu multă plăcere, Ionuț. Știi bine că am acceptat-o dintr-o veche solidaritate culturală, care nu are absolut deloc legătură cu misiunile, rolurile pe care le-ai jucat din când în când în administrarea, în gestionarea culturii, și cu calitatea de om de, de cultură. Mulțumesc, noi am avut multe podcasturi la viața noastră. Nu știam că sunt podcasturi. Făceam podcast fără să știm cum ai, cum să zici. Da, e, e, adevărat. România e o țară curioasă și foarte mulți oameni găsesc o deosebită plăcere din a trage cu ochiul și cu urechea. Și când trebuie, dar mai ales când nu trebuie, face parte din regula jocului. Mi-a zis mie în urmă cu niște ani, ți-am și spus, pentru că era absolut fascinantă această frază, m-am întâlnit cu un uh, domn un personaj interesant. Scrie uh, în ziare. Scrie în ziare și mi-a spus, domnule, vreau să mă bucur să vă și văd. Da, 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 da. Da, în anii din urmă, perfecționându-se tehnica, tras o ăsta cu urechea este și cu ochiul, nu e numai cu urechea. Cu urechea e o modalitate confinată în epocile de mult apuse. Acum este trei de totul. E în timp real și așa mai departe. E mă, și... bucur, mă bucur că se întâmplă asta pentru că asta dovedește că în pofida cifrelor oficiale și a văicărelilor din piețele publice, România e o țară bogată dacă își permite să consume resurse pe așa ceva. Înseamnă că toate nevoile au fost împlinite și n-a mai rămas decât o cheltuială, cum să zic, necesară pentru satisfacerea anumitor curiozități. Sper că de intelectual intelectuală. Curiozitatea asta intelectuală, cum o spui, e la noi mai pregnantă ca la alții? Mă tem că da, pentru că vorba vorba personajului, geanta latină suferă de un exces de vivacitate intelectuală, pe care îl compensează câteodată printr-o anumită indolență instituțională, și de aceea curiozitatea pentru ce face capra vecinului a alimentat dintotdeauna la noi viața publică și câteodată și viața culturală. Tu însuți ești, ai realizat multe dialoguri, interviuri, podcasturi la vremea, la, filmate sau nu, audio sau video. La rândul tău ai răspuns întrebărilor unor, unor confrați. Care este dialogul memorabil de care ți-amintești când ai răspuns sau ai pus întrebări? Am avut norocul, nu șansa, ci norocul, șansa au mulți, noroc au puțini, de a face două convorbiri foarte substanțiale, care au durat înregistrate pe casetă aproximativ 3 ore, fiecare, cu doi mari critici și istorici literari, cu comparatistul Romul Munteanu, regretatul, Întemeitor și conducător al Marii Edituri Univers și cu profesorul Dumitru Micu, mentorul a 10 și 10 de promoții ale Facultății de Litere a Universității din București, de asemenea o personalitate marcantă a literaturii române și un om care a jucat un rol pozitiv în acei ani de la sfârșitul anilor 50 începutul anilor 60 când ceva s-a dezghețat în literatură și uh, câțiva clasici care fusese interziși din motive ideologice au trebuit readuși în atenție prin studii și monografii. Uh, acele două convorbiri pe care le-am publicat în anii 90 în revista Caiete Critice au fost foarte importante inclusiv pentru formarea mea pentru că atunci când stai de vorbă cu asemenea oameni uh, Ți se deschide nu numai o poartă către sufletul lor, către personalitatea lor, către opera lor, se deschide o poartă către o bibliotecă întreagă care în spatele lor. Amândoi au, cred că amintiri, memorii, amândoi au publicat? Amândoi au. Uh, uh, Romul Munteanu are o carte în două ediții, o viață trăită, o viață visată. Cea de-a doua ediție, cea amplă, este cea de referință. Uh, Dumitru Micu are un volum de memorii și un roman memorialistic în care topește în mare măsură substanța acestor memorii, ambele sunt foarte, foarte interesante, pentru că, așa cum am spus, și Romul Munteanu și Dumitru Micu au fost martorii unor momente cheie ale literaturii române în timp de câteva decenii. Jurnalul Românul Munteanu e teribil, totuși. Bun, Românul Munteanu are două jurnale pe care eu prefer să le văd întotdeauna. Jurnal din cărți. În conjuncție, cred. da. Unul este, un, unul este acest volum de memorii care este scris în ultimii ani după ce fusese înlăturat de la conducerea editurii Univers, care s-a și prăbușit după aceea. Celălalt e jurnalul de cărți, început în 1973, dacă nu mă înșală memoria, și a ajuns la șapte volume. Care este un jurnal și al transformării interioare a criticului, care a început prin a fi mai degrabă un istoric, literar și cultural de tip comparatist, și a ajuns un critic și istoric literar, specialist în egală măsură în literatura română și în literaturile europene. Jurnalul personal sigur că e teribil pentru că, dacă îl citim astăzi, cred că vom găsi în el multe semne prevestitoare. Îndepărtarea lui Romul Munteanu de la editura Univers n-a avut absolut nicio rațiune culturală, pentru că editura Univers nu a făcut în timpul regimului comunist nicio concesie. Din potriva, a fost o editură care a trebuit să navigheze cu multe, multe piruete printre obstacolele cenzurii spre a publica măcar o parte dintre acele cărți importante din literatura universală, fără de care cultura română n-ar fi, n -ar fi supraviețuit. Și a reușit să o facă într-un mod care îi face pe străini să vorbească despre miracolul acestei edituri. Culturile înconjurătoare, chiar o cultură mult mai liberă decât a noastră, cum e cultura din fosta Iugoslavie, nu au, avut, nu au avut, acces la aceste cărți în traducere, cum am avut noi. Deci, înlăturarea lui Romul Munteanu nu a avut nicio rațiune, s-a soldat cu dispariția unei mari edituri, care a mai supraviețuit așa vreo 10 ani publicând cărți tot mai puțin interesante și având un succes de piață tot mai mic, până când, mă rog, a sucombat, Dumnezeu știe cum, la ultimele târguri de carte nici nu am mai văzut-o deloc. De asemenea, jurnalul Romul Muntean este tragic prin experiența personală pe care o include, care Îmbină această luptă cu o imensă nedreptate, e, e o imensă nedreptate, e o, cum să spun, o ingratitudine ca după o viață consacrată, construirii unei edituri curate să fie îndepărtat și înlăturat fără niciun motiv obiectiv, chiar de către cei pe care îi susținuse și înainte, așa, iar asta s-a combinat cu boala cu sănătatea, cu boala, care nu sunt ușoare pentru nimeni. Dacă le și trăiești într-un sentiment din ăsta de, de marginalizare nedreaptă, uh, lucrurile se, se agravează. Romul Munteanu pentru mine reprezintă și un exemplu de ordin moral, pentru că a fost un caz sacrificial. Puțină lume știe că din cauza bolii, diabetul nu era vorba de altceva, Romul Munteanu și-a pierdut treptat vederea. Cu mulți ani înainte să-și încheie cariera de critic literar. Ani de zile a plătit pe cineva să-i citească și să-i transcrie, după dictare, cronicile și articolele pe care, pe care le-a publicat. Câți oameni fac asta în viață? Dintre prietenii tăi mai mari, să zicem așa, mai cu diferență de vârstă, care sunt numele pe care ni le-ai spune în afara celor doi? Din nou, am avut norocul să aparțin unei generații care a întâlnit la momentul potrivit, oamenii potriviți. Și i-a întâlnit chiar în facultate. Trebuie să vorbesc despre cei doi mari critici, Nicolae Manolescu și Eugen Simion. Cu unul am lucrat, cu celălalt lucrez și astăzi, de la care am învățat și învăț până în ziua de azi. Apoi sunt Dan Horia Mazilu, o altă mare pierdere a culturii române, profesor de medievistică, omul care mi-a coordonat activitatea în această zonă a istoriei literaturii române, care mi-a coordonat inclusiv lucrarea de doctorat. Sunt mari profesori pe care i-am avut în facultate, pe lângă Romul Munteanu, vorbesc de Dan Grigorescu, de Mihai Zanfir, de... apoi de profesorii cu care am colaborat ca asistent, Mircea Angelescu, Eugen Negrici. Nu pot să uit pe Florin Manolescu, care este cel care m-a debutat la revista Luceafărul. Luceafărul de azi, nu cel de înainte. Nu de dimineață. Da, un Dorin Manolescu, un excepțional specialist în uh, perioada junimistă, un uh, uh, foarte subtil și fin teoretician literar și el autor al unui jurnal excelent Și o istorie un... Și o enciclopedie enciclopedia exilului Exilul este este nu numai fundamentală ci ca să repet dubtata mai veche este unică și va rămâne așa. Va rămâne un act irepetabil pentru că e opera unui institut și nu văd niciun institut dornic sau capabil să o facă. A o șansă extraordinară de a lucra da. cu acești da. oameni, de a avea profesori și cu da. unii din, din ei chiar de a lucra în revistele da. cu care le da. conduc sau să le fie asistit. Consistent. de ce unii dintre ei astăzi, sunt dacă nu ne cunoscut marelui public, în orice caz memoria lor nu este promovată așa cum se cuvine? Păi e un, un păcat sistemic mai vechi al culturii noastre de a, a privilegia clipa în detrimentul lucrurilor care contează. A, ca să folosesc o distinție din, din, citadela lui saint Exupéry, avem totdeauna tentația de a sări pe ceea ce este imediat, uitând ceea ce este fundamental. Asta e o chestie sistemică, s-a întâmplat și înainte și mă tem că se va întâmpla și de acum încolo. Dar dincolo de asta, motivul principal pentru care acești oameni sunt uitați este deculturalizarea masivă a vieții de zi cu zi în România, deculturalizare pe care n-am inventat-o eu, atestă cifrele statistice, fără doar și poate. Când 11 milioane de români declară că n-au citit în anul precedent nicio carte, nu că n-au cumpărat, că n-au citit nicio asta carte, o spune Institutul Național de Statistică. Exact. Nu putem pune la îndoială această nu cifră. Pun, nu pun deloc la îndoială pentru că mă lovesc zilnic de efectele acestei, acestui răspuns. Iar aceste 11 milioane de oameni, atenție, motivele pentru care nu citesc mi se par mai scandaloase decât cifra. Pentru că dacă am avea 11 milioane care nu citesc și 9 milioane care citesc masiv, ar fi în regulă. Dar motivele sunt semnificative pentru o stare de spirit care domină societatea noastră, care vine de la vârf, dinspre spațiul politic, e difuzată prin mass media și e generală. Acești 11 milioane de oameni dau două motive pentru care nu citesc. Primul motiv e că nu au timp. Într-o țară în care durează 19 ani să refaci un pod de cale ferată, în care nu se lucrează cine știe cât, oamenii n-au timp să citească o carte. Iar al doilea motiv este că nu cred că e necesar să citească o carte. Deci, noi am creat o societate în care e relativ ușor să-ți câștigi existența, sigur, pe nivelul modest din România, fără să ai nevoie să citești o carte pe an. O carte pe an. Asta este societatea pe care am creat-o. Deci, această deculturalizare masivă a vieții de zi cu zi face să fie uitați nu numai mari profesori și critici, istorici, literari, scritori de altă dată. tot spectru cultural este. Tot spectru cultural? Mari pictori, mari muzicieni. Credeți că știe, mai știe cineva de pe stradă cine a fost Paul Georgescu? Nu, nici Paul, nici George Georgescu. Nici George Georgescu, nici Paul Georgescu, nici alți George, nici George Constantin, mă tem. Chiar dacă fiul său care e un actor foarte bun, joacă. Și nepotul care e și el exact. foarte exact. talentat de din asta. Exact. Deci. Mari pictori, da. Cum se poate Mari coregrafi, mari arhitecți, cei care au făcut ceva au lăsat o urmă. Dar treci prin orașul lui Duiliu Marcu prin orașul lui Horia Creangă. Crezi, crezi că mai știe cineva, cineva? Ca ți ci se pare cazul, exemplu cel mai scandalos de, de amnezie din spațiul literar. Un mare scriitor care astăzi pare uitat cu totul. Mihail Sadoveanu, fără doar și... De ce? Pentru că Mihail Sadoveanu e nu numai probabil cel mai important prozator român, dar este și unul dintre acei scritori români care, dincolo de valoarea intrinsecă, reprezintă ei înșiși o paradigmă fără egal în literatura europeană. Caragiale, sigur că e un părinte fondator al literaturii, dar intră într-o paradigmă din care mai fac parte Curtlin, Cehov, e acolo, da? e la nivelul ăla. Da, Sadoveanu e o paradigmă care nu mai există în literaturile europeană. Și cunosc și câteva literaturi occidentale, cunosc și vreo două literatură săritene ca să știu ce spun. Sadoveanu este completamente marginalizat. Uh, chestia a început în anii 90 cu un motiv politic. Rolul pe care l-a jucat Sadoveanu în, uh, cum să spun, în comunizarea României din perioada 1945 Președinte 1945. al Marea Adunări Naționale? Da, uh, președinte al Consiliului de Stat, în care calitate se zice, încă n-am văzut, dar se zice că ar fi semnat și condamnări la moarte. Uh, Sigur că a făcut-o instituțional și dacă nu o făcea el, se găsea cine să o facă. Nu asta era problema. Nesemnătura asta n-ar fi salvat pe nimeni. Dar opera lui Sadoveanu, în sine, lăsând la o parte cele câteva opere compromise din, din deceniul 50-60, opera lui Sadoveanu Mitra Cocor este și fundamentală. Și... Da, Mitreacocol, pe una mică aventură în lunca Dună, sunt câteva, sunt câteva care. Aici e un lucru foarte interesant. Lumea crede că uh, aceste opere au. Uh, rămas așa modele și au deformat mințile oamenilor. Nici vorba. Aceste opere au fost denunțate ca fiind ratate, niște eșecuri, niște compromisuri, încă din anii 60, de către critica generației 60, de către Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Valeriu Cristea, Lucian Raicu și ceilalți. Aceste opere nu au funcționat pe post de instrumente de spălat pe creier. Ele, noi le învățam în anii 80 ca niște rateuri, ca niște modele care nu trebuie niciun caz urmate ca niște exemple de falsă literatură. Dar dincolo de el, opera lui Sadoveanu, care e uriașă, numără vreo 100 de, aproape 100 de volume, și a ucis doi editori. Ediția Sadoveanu s-a încheiat înainte de a se încheia prin moartea editorilor. Unul din ei este bă... Fănuș Băileșteanu, Fănuș Băileșteanu care a da. s-a prăpădit și după el n-a mai apărut nimic. A apărut și situația aceasta cu drepturile de autor, în care un urmaș care deține aceste drepturi de autor blochează orice reeditare care nu se face sub autoritatea sa, e dreptul său, fără îndoială, e dreptul său. Concluzia acestor, acestor subterane este că Marele Rus nu e blocat și nu, nu funcționează deloc ca, ca reper nici literar, nici de altă natură. Călinescu în acea situație? Călinescu nu. Călinescu a rămas în programa școlară aproximativ cu aceeași poziție și Istoria literaturii române la origini până în prezent joacă pentru marea majoritate a profesorilor de română rolul unei Biblii. Ea nu este o Biblie și n-ar trebui să joace acest rol, dar îl joacă. De asemenea, că există câteva tot de literatură, într-un fel. Hărinescu, 41. Călnescu a avut și, cum să zic, a avut și norocul că înainte de el nimeni n-a scris ceva ca lumea după Eminescu, despre Eminescu sau despre Creangă și nici după el. În, <laughs> în, în român? Roman rămâne cu Enigma Otiliei, care e un roman indiscutabil și incontestabil. În opinia mea, Bietul Ioanid e un roman mai important decât Enigma Otiliei, pentru că e un roman total, este și un roman de limbaj. E foarte interesant, dar e mai complicat. Și lucrurile complicate știi bine că nu trec la marele public. Scrinul negru? Scrinul negru e o operă pe care încă trebuie să învățăm să o citim. Pentru că a apărut într-un context foarte nefericit și s-au publicat și documente care uh, ilustrează negocierile care s-au purtat pentru apariția acestui roman în care, Sadoveanu, în care Călinescu, pardon, domina de frică, uh, a promis concesii pe care le-a făcut sau nu le-a făcut. Uh, eu personal iau paginile realist socialiste drept niște șarje pentru că sunt vădit îngroșate și... și concifele de acolo sunt luate în răspăr, dar dincolo de asta sunt 200 de pagini în scrinul negru pe care nu le-au prea mult scritor români contemporani. Și cartea anunții care o e boșa a celorlalte o, romane. E, o, eu... și un roman foarte interesant, foarte bun ca experiment. Prozatorul, prozatorul Călinescu sigur că rămâne în continuare în, în, în atenție și în actualitate, dar cu această observație că tot ceea ce spunem noi stă sub semnul de întrebare al generației următoare. Eu personal nu știu, ca profesor de literatură la Universitatea din București, dacă obiceiul ăsta al lecturii, să ne înțelegem, al lecturii literaturii de ficțiune, nu al lecturii cărților de informație, al lecturii manualelor de programare și așa mai departe, dacă acest obicei al lecturii literaturii de ficțiune. Va supraviețui o generație după noi. Nu sunt. Se, se poate sau nu se poate? două centenare, au fost zilele astea centenarul Eugen Barbu și ne pregătim de 100 de ani de la nașterea lui Petru Dumitriu. Cum ți se par cei doi astăzi, la 100 de ani de la nașterea lor. România literară a marcat săptămâna aceasta, chiar în numărul care este acum la cu centenarul Eugen Barbu, mm. și va marca, desigur, și centenarul Petru Dumitriu. Sunt autori, de altfel, despre care se scrie în presa literară și în cărți, nu numai cu ocazia centenarelor. Cred că, așa cum se spune la fotbal, cota lor literară e diferită. Cota lui Eugen Barbu este în permanentă urcare, pentru că, pe de o parte, persoanele cărora omul Eugen Barbu le-a făcut rău, au îmbătrânit sau chiar au dispărut dintre victimele noi. Victimele săptămânii. Da, victimele săptămânii. Nu săptămânii nebunilor, ci săptămânii săptămânii. Săptămâni. Săptămâni. Iar pe de altă parte, tot timpul decantează opera. Și dincolo de scrierile sale calpe falsificate de el însuși, de tip facerea lumii sau șoseaua nordului, dincolo de scandalul plagiatului real din incognito, Eugen par are trei romane extraordinare, groapa, săptămâna nebunilor și principele, principele este titlul original, da? care sunt printre capodoperele romanului românesc postbelic, care rămân și din conjuncția între dispariția omului și decantarea aceasta operei, câștigă opera. Barbu este tot mai puțin contestat ca scriitor. Tot mai puțin contestat ca scriitor. Sigur că rămân cele spuse despre el de oameni incontestabili de tipul Monica Lovinescu. Dar în timp, la nivelul lecturii, se va simți tot mai puțin. Petru Dumitru înscădere, în scădere. Cota literală lui Petru Dumitru înscădere, în scădere pentru că, nu numai pentru că ies la iveală multe aspecte neplăcute ale biografiei omului, ies la iveală în primul rând adevărul spus de Marin Preda despre plecarea lui, dar se vede că nici opera nu rezistă la un examen critic serios. Adică Euridice, volumul său de debut, e un experiment literar, nu are nicio altă miză. Cronica de familie este subminată ideologic nu numai în volumul al treilea. Toată proiecția asupra aristocrației românești este mâncată de prejudecățile comuniste. Iar operele de exil, în măsura în care măcar există o traducere românească a lor, sunt ratate, fără niciun... De discuție. Pentru Dumitru e un caz tragic de scriitor talentat, dar care n-a avut o anumită măsură a demnității sale, a cum să spun, responsabilității pe care implică talentul. Talentul nu este doar un dar cu care poți să faci orice. E un talent pe care trebuie să nu l îngropi. Dacă îl îngropi, vei primi răsplata îngropării talantului. Și cam asta se întâmplă cu Petru Dumitru. Și a început cu un roman, am vorbit de Sadoveanu și Mitreacopor. A, nu, drum fără pulbere. Drum fără pulbere este o oroare, fără, fără doar și poate. Pe lângă, pe lângă mizeria morală a ilustrării realismului socialist printr-o închipuire a canalului, rămâne acest fapt că Petru Dumitru a făcut mai multe vizite de documentare ale căror urme se văd în roman și pretinde că n-a văzut lagărele. Lagărele care erau dincolo de gard. Asta nu se poate nici uita, nici... Încerc să nu folosesc termenul de iertare, pentru că nu noi suntem cei care trebuie să ierte bunul Dumnezeu. Nu se poate uita și nu se poate trece cu vederea. Tu ai scris mult... Scuză-mă, nu se poate trece cu vederea, vreau să precizez acest fapt. De ce? una din marile prostipe pe care le face societatea românească este să accepte senină acest stereotip al românității care s-a acomodat cu comunismul. România este probabil singura țară este europeană care a avut o mișcare de rezistență armată activă până în 1964. Această mișcare de rezistență... Avem și romane nu... care amintesc, nu multe. Mai mult decât atât. Mai adaug un element. Puțină lume din România știe că vechea Românie, când s-a retras din Basarabia în 44 forțată de sovietici, a lăsat și acolo o mișcare de rezistență care a fost activă până în 1954. De unde știm asta? SMERSH, acel serviciu secret ultra dur creat de Stalin pentru a-i vâna pe naziști, a fost dezmembrat în toată Uniunea Sovietică în 48 și în Basarabia în 54. Ei au vânat pe partizani. Da? Au vânat rețeaua românească. Deci, acest, aceste lupte de partizani, sigur că nu scuză compromisurile lui XYZ, dar trebuie avute în vedere atunci când facem tablou comportamentului nostru în perioada aceea. De aceea, faptul că Petru Dumitriu a ignorat în drum fără pulbere, senin miile de, sau zecile de mii de oameni care au murit la canal, elita românească ucisă la canal, e un fapt care nu poate fi trecut cu vederea. Cum ți se par convorbirele lui cu profesorul Simion și cu George Pruteanu? Ambele, în special cea cu Eugen Simion, dezolante. Dezolante pentru că mi-arată un om care n-a plecat din România comunistă, a plecat din cultura română. Și care în 1993, când a avut o cu Eugen Simion, încă nu găsise timpul necesar, nici el nu avea timp, să fi citit măcar chestiile importante care au apărut după plecarea lui, care se puteau găsi la liber de data asta să fi auzit și el măcar de Nichita Stănescu, să fi văzut că Marin Preda a mai scris și altceva decât Morometii, să fi auzit de Marin Sorescu, habar n-avea. Privea de sus literatura română, încă se credea prințul comunist. Eu, repet, e un personaj care nu-mi place. Prefer să, prefer să las timpul să discearnă și să vedem ce rămâne din literatura Să vorbim lui. despre un personaj care sigur îți place, a scris foarte mult despre el. Tu îl consider pe Marin Preda, cel mai mare uh, prozator al anilor 50. De după război, fără de după fă război. de ce? Păi, din mai multe motive. În primul rând, pentru că Marin Preda a reușit să ne furnizeze după, după Nicolae Filimon, Duiliu Zanfirescu și Liviu Rebreanu, încă un mit. Romanul românesc are câteva mituri. Dinu Păturică, Tănase Scatiu, care de fapt e o variantă de Dinu Păturică, Ion și Moromet. Și Ilie Moromet e un mit care a pătruns în conștiința a românilor, chiar și a celor care n-au citit romanul. Și e o chestie foarte interesantă. A da și filmul aici foarte mult. Mm, nu știu dacă, nu știu dacă. Posibil, dar nu sunt sigur că nu mai filmul. Uh, o chestie foarte interesantă este că prozatorul Sorin Preda, a regretatul Sorin Preda, Dumnezeu să-l odihnească, nepota lui Marin Preda, fiul lui Sae, fratele cel mic al lui Preda, a făcut o carte, Moromeții capitolul Mormeții, volumul 3. Sorin Preda era și un excelent uh, ziarist, reporter, lucra la Formula AS, s-a dus în Siliștea Gumești, Siliștea Nouă, cum se numește azi, satul, și a intervievat oameni, și cei care au copilărit cu Marin Preda, și cei care l-au cunoscut pe Marin Preda, și cei care nu mai au auzit de Marin Preda. Și ce se vede din cartea asta? Că siliștenii moromețianizau deci, după Roman, începeau să se comporte și să vorbească asemenea romanului. E un fenomen extrem, extrem de interesant. Asta s-a întâmplat cu toți cei care folosesc astăzi replici din moromeții sau fac referire la acest mit. Deci, a dat un mit. Apoi, Preda e foarte important pentru că, împreună cu Eugen Barbu, în 1956, cu Groapa a reușit să publice în miezul deceniului stalinist un volum care măcar a întreținut speranța că literatura adevărată mai e posibilă în România. Nicolae Manolescu povestește undeva că în momentul în care s-a decis să dea examen la filologie, tatăl său, profesor de filozofie și cu facultatea făcută înainte de război și fost deținut politic, l-a întrebat ce vrei să faci de te duci la filologie? Păi vreau să fac literatură, critică literară. Și tatăl său l-a întrebat șocant pentru tânărul. Nicolae. a păi, asta e literatură? Despre cine vrei să scrii? Marin Preda, ca să preiau ceea ce a spus la un moment dat Eugen Simion la moartea sa, Marin Preda a fost probabil primul prozator care a redat speranța că se va mai putea scrie despre ceva în literatura română. După aceea este opera sa, lumea îl reduce la moromeții și eventual la întâlnirea din pământuri. Preda a fost, de fapt, un timp mult mai profund decât, decât îl înfățișează manuala școala. De, de pildă, ceea ce a făcut în întâlnirea din pământuri și în moromeții n-a fost doar rodul talentului. El știa bine ce face. În 57 i-a spus lui Fănuș Neagu și Fănuș a povestit mai departe, i-a zis micimane, că așa se gratul la unul pe altul. După un film sovietic cu niște soldați micimani care făcuseră fapte de vitejie. micimani i-a zis, îți dai seama ce înapoiați suntem? Moromeții trebuia să-l fi scris Liviu Rebreanu. Preda știa bine că romanele țărănești au dispărut în Europa între cele două războaie. Ultimul mare prozator uh, de orientare rural a fost Jean Gionot, deci vorbim de anii 30-40. Da? Deci el știa că literatura română are în materie de roman o anumită întârziere față de literaturile mari europene. Și ceea ce a făcut el a fost să reducă acest gap, adică să înlăture tot ceea ce înseamnă idilism, idealizare în privința a lumii rurale, să înfățișeze pentru prima dată această lume rurală la modul, la modul realist crud, Facem față de o... realismul de creație obiectiv al lui Rebreanu. Facem o paranteză: că l-ai pomenit pe Fănuș Neagu și aici am și o sensibilitate specială, mare scriitor. Tu ai lucra cu el la la, când făceai publicistică și vă, vă vedeați în fiecare zi. Spuneam un moment, un episod memorabil uh, prin a-l aduce pe, în actualitate pe Fănuș Negu. Știu că S -s, e imposibil să zici unul, dar poți să ne zici două. Sunt foarte multe și problema este că uh, am uh, fericita bănuială că vechiul meu prieten criticul Lucian Chișu le-a și consemnat și așteaptă să treacă un timp ca să le publice pentru că sunt savuroase și pentru că sunt pline de, de tâlc, nu numai de har. Dar am un moment și de ezitare pentru că multe dintre poveștile cu Fănuș au fost povestite și repovestite și de mine și de mulți alții care l-au cunoscut, foarte mulți alții, astfel încât au intrat în folclor și câteodată ai tendința de a-ți însuși anumite chestii pe care de fapt le-ai auzit doar povestite, dar una pe care cu siguranță am trăit-o eu, eram foarte tânăr, se întâmpla în 1994, mergeam la Brăila să lansăm volumul său corabie spre Betleem, unul din ultimele sale volume originale de povestiri și de altfel cu câteva povestiri foarte frumoase acolo. Și la un moment dat trenul străbătea câmpia aia lungă a bărăganului, lungă și întinsă, netedă și plicticoasă. Și la un moment dat, nu știu ce îmi vine și îl întreb, maestră, da, spuneți-mi și mie, din, cea, literatura noastră, cât e adevăr și cât e închipuire. Și fănuș așa, uh, brusc, foarte pătimaș îmi spune, totul e adevăr, totul e adevăr. Eu am rămas ușor nedumerit, pentru că mie mi se părea că e o enormă închipuire acolo. După care fănuș arată cu degetul pe de și uite acolo, uite dropile. Nu era nicio dropie sub cuvânt de onoare, nu erau nici măcar nici de porumbei, dar el le vedea. Și așa am înțeles ce înseamnă pentru Pănuș Neagu ideea de realism. Așa am înțeles că structura lui este cea de povestitor. Nu cea de arhitect, romancier, nu știu ce. Nu e nimic infamant în asta. Garfia Marches e un mare povestitor, nu e un romancier. Deși a premiu chiar la debut cu Îngerul a strigat în 73, dacă nu greșesc. 68, 68. Îngerul a strigat e primul roman. El a debutat mai devreme cu, cu uh, Ninja în bărăgan, în 59. A fost un debut spectaculos. De altfel, primele lui volume de povestiri, Ninja în bărăgan, um, dincolo de nisipuri sunt absolut uluitoare. Marile at... lui povestiri sunt... Tu ai publicat recent un volum prozator de astăzi cu generația, ce postbelică. Uh, ai spus, ca să recapitulăm, să facem o oprire. Înainte de, de război, Sadoveanu ți se pare mă, nu, și cel în general, Sadoveanu mi se pare. Și după, după război, Marin Preda. Marim Preda no. Din generația 60 încoace, o generație formidabilă, l-am pomenit pe, 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 Fănușneau, care e parte din, din ea. Obligatoriu Breban. Breban ar fi putut fi, ca să-l citez pe Nicolae Manolescu, marele romancier și probabil că într-un anume sens și este marele romancier al generației. Dumitru Radu Popescu, la fel, cu câteva romane, dar în special cu povestirile sale. Povestirile de debut ale lui Dere Popescu, de la volumul Fuga până la Aleul Albastru, sunt absolut formidabile. Augustin Buzura, Fețele tăcerii. Fețele tăcerii, obligatoriu, dar și alte și alte romane. De pildă, mi se pare că în conjunctura actuală, un roman care n-a fost foarte bine întâmpinat în epocă, Orgolii, capătă mult mai multă pregnanță, pentru că Orgolii dezvăluie, de fapt, dincolo de uh, ușoara idealizare a personajului pozitiv, doctorul Cristian, uh, Orgolii dezvăluie mecanismul de lațiunii și o face implacabil. Implacabil. Dacă vrei să înveți ceva despre mecanismul de lațiunii, trebuie să citești acest roman. Constantin Soiu, la fel, un mare romancier uitat. Galeria cu, Galeria cu viță, viță sălbatică, căderea în lume, însoțitorul, destule. George Bălăiță, uriaș, preotat. Roman două zile. Roman două zile este o capodoperă, a romanului românesc. El a condus cartea românească după Preda, nu? Da, după a fost, și a fost, un excelent, a fost, un excelent, continuator al lui Marin Preda, pentru că până în 1985 cartea românească a avut un regim ceva mai liber decât celelalte edituri în privința cenzurii, pentru că era o editură a Uniunii, nu făcea parte din sistemul Comitetului Culturii și Educației Socialiste, în 1985 s-a închis și asta. Iar Bălăița a ocrotit la Cartea Românească, nu numai scriitori cu un statut politic mai degrabă fragil, acolo a apărut volumul Ilenei Mălăncioiu, Urcarea Muntelui, dar au crotit generația 80. Preda l-a deputat pe Nedelciu, Nedelciu a și povestit fascinat acel moment al întâlnirii cu Marin Preda, care i-a înmânat primul... Tratamentul fabulator? Nu. nu, 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 nu. Înainte. Nu. Aventuri într-o curte interioară, în 1979. Manifestul Tratamentul în anii 80, e mult mai târziu. 86. Da. Și cred că a dat foarte solemn, așa cum era el primul exemplar al cărții și așa mai departe, dar Bălăiț este cel care i-a -a, i publicat-o, colind adresea obstacolele îngrozitoare ale cenzurii, pe toți, 80 și 80-știi, sunt un produs al, al editorii Cartea Românească. Tu ai mai avut o șansă după după ce ai terminat Facultatea de Litera, ai intrat destul de revede și în presa în literară, presa culturală. Ai fost membru în mai multe redacții importante de după, după Revoluție. Și aș vrea să ne oprim puțin la, la, la fiecare. Întâi ai fost la caiete Critice, nu? Întâi am fost la Literatorul. La literatorul Astea. La Literatorul, o revistă bizară pentru că avea patru directori. Marin Sorescu, care era și redactorul șef, Eugen Simeon, Valeriu Cristea și Fănuș Neagu. Cei patru, după știința mea, în tot cazul cât am fost eu acolo, nu s-au întâlnit niciodată în aceeași încăpere Pe lângă revistă gravitau nume importante Alexandru Piru, Dumitru Micu, Gheorghe Tomozei Popirul e, a avut și profesor Mircea Zaciu, colaborator frecvent era și Ștefan Augustin Doinaș În fine, erau nume importante nume important. ale, ale literaturii noastre dar trecea drept o revistă reacționare și drept o revistă a servită regimului Iescu, ceea ce, cel puțin la nivelul meu de modest redactor debutant, nu mă turisesc că n-am simțit. N-am Ne simțit. gândim ce mai înseamnă asta să fie uh, o revistă care să... Se... Uh, era o revistă la care deși redactorul șef era ministrul culturii, salariile întârziau câte șase luni. Astea erau privilegiile pe care... Marin Sorescu. Îi le a... crea... I le crea regimul și mi-aduc aminte chiar de o scenă absolut amuzantă pe care o mai povestesc din când în când. Marin Surescu era ministru culturii, era redactorul șef și eu eram cel mai tânăr, modest redactor debutant. Ca să fie limpede, m-am dus la literatură pentru că în acel moment nu aveam niciun alt loc de muncă în București. A fost primul care mi s-a oferit și evident asta însemna șansa de a-mi urma cariera literară. Și salariile nu -s mai fusese replătite de nu știu, 4-5 luni. Eu dădeam să ies din redacție, Marin Sorescu voia să intre, l-am poftit, i-am făcut loc, poftiți domnule ministru și Sorescu mă întreabă așa foarte conspirativ, auzi, auzi, cum era el, așa ca un șoricel, ce auzi, auzi, ne dau ăștia salariile și eu, șocat, îi zic, păi dumneavoastră sunteți ăștia. <laughs> La care Marin Sorescu, ministrul <laughs> culturii, zice, nu, dragă, nu, 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 și ăștia contabili. <laughs> Sorescu sau Nikita? Nikita. Nikita la poezie, Sorescu la mai mult. Sorescu a fost și un mare poet, dar a fost și un excepțional dramaturg. A fost un foarte bun prozator. Romanul Trei din Față e scandalos de ignorat de critica literară. A fost un excelent comentator de literatură, foarte savuros și câteodată un publicist literar extrem de bătrâns. Lumea omite adesea că denunțarea plagiatului lui de Eugen Barbu a început printr-un articol al lui Marin Sorescu, care se găsește în volumul său, ușor, cu pianul pe scări, dar a apărut întâi în revista Ramuri. De cine erai mai legat din redacția de la Literator? Am fost foarte legat de Gheorghe Tomozei, am fost uh, foarte atașat de uh, vechiul meu prieten, Lucian Chifu, uh, Chișu, pardon, uh, am fost foarte bun prieten și cu fiul marelui prozator și dramaturg, Ion Băieșu, regizorul Radu Băieșu, care și el făcea parte din echipă. În general, era o echipă mică și amuzantă, din care nu vreau să-l omit pe prozatorul obzeciz Nicolae Iliescu, un excelent prozator și un foarte, foarte ascuțit publicist. Îi doresc multă sănătate, am înțeles că vârsta l-a ajuns și pe el, noi credeam că o să rămâne mereu tineri, dar îi doresc multă sănătate pe această cale. Tomozei cum e, cum era? Venea în redacție, dar discutai cu el? Tomozei era nu un, numai un poet foarte fin și un poet foarte bun, un mare poet minor. Da? Dar era un publicist de altă dată. Avea. Gust, o eleganță, exact. un stil, stil. A, absolut. Nu apart. degeaba îi se spunea de la Nikita Citire Prințul Tom. Sure. Cum e că avea origine. Adică Nikita îi spunea lui Tomozei: exact, prințul Tom, 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 prințul poeziei Prinț, românești. Da, da, nu, dar prințul da. Toma, Prințul Tom. Dat. Tom avea origini sociale foarte modeste, umile chiar, pe care le depășea nu prin facondă și nu prin pretenție, cum se întâmplă azi, ci prin această noblețe. Era un extraordinar de devotat sprijinitor al tinerilor talente. Există zeci și zeci de scriitori pe care i-a îndrumat și ocrotit și a debutat. Era un mare păstrător al memoriei marilor săi prieteni, Nicolae Labiș, Nikita Stănescu, pe care i-a editat postum, a avut grijă să nu li se piardă memoria era un colecționar care adunase incunabule, adunase manuscrise, avea în casă biroul lui Matei Caragiale. Adică era un om care avea gustul vechii culturi și o finețe de spirit remarcabilă care astăzi nu mai există. Și o carte superbă despre copilăria lui Eminescu, Miradonis. Miradonis, da. Nu, dar propriile sale volume de poezie, Suava Napoda, ce splendoare. Un poet, un poet din Tibet, ultimul volum Antun, o nebunie. Chiar era un poet foarte, foarte bun și uh, un poet care stăpânea meșteșugul. Mai erau câțiva ca el, adică îl mai aveam pe Ion Horea, romul Zvulpescu. Erau câțiva poeți care aveau meșteșug la modul propriu, Dimov. Astăzi ideea că poezia e o meșteșug s-a pierdut. Dacă îi spui unui tânăr poet, băiatule, vezi că nu știi să scrii, oi avea tu ceva talent, dar habar n-ai să scrii, trebuie să înveți să scrii. Se, Se uită la tine ca la un uh, monstru și... Uh imediat te acuză că îl discriminezi sau că îl persecuți sau că ești un bătrân care nu înțelege noua poezie. Nu există poezie nouă și veche. E numai poezie bună și poezie proastă. Cu băieșul ai amintit sau l-a murit destul de repede l după, după l-am cunoscut și pe băieșul. Băieșul era un tip de inteligență absolut, uluitoare și care avea mereu, mereu uh, replica pe buze. De pildă, fănușul tot îl ne tot necăjea prietenește și spunea Păi vezi mă că cu tare zice, ți-a furat nu știu ce poantă, cu tare ți-a furat nu știu ce poantă, vezi că stați fură replica. Și băiești la un moment dat zice, zice, știi ce fane, zice, la un moment dat unul o să se curețe pe bancuri proaste furate de la mine. După literatură ai trecut la caiete critique. După literatură am trecut la caiete critice. din cauza că Ministerul Culturii e Ministerul, care a început privatizarea în România. Și primele lucruri pe care le-a privatizat au fost revistele literare. Eu am, eu, mai târziu, e adevărat, da, 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 da. am încheiat procesul, am naționalizat privatizarea. A, așa, așa. Dar Și în 2015. Ministerul Culturii a aruncat peste bord toate revistele literare. Unele s-au descurcat foarte bine în noua conjunctură, altele, cum era literatorul, nu e așa, revista servită regimului Iliescu nu s-a descurcat. <laughs> și a, a sucombat. Așa? Nu mai aveam din ce trăim, Am primit oferta lui Eugen Simion de a face împreună cu el revista Caiete Critice. Era un moment foarte delicat pentru că Eugen Simion era certat cu vechea redacție, care erau și prietenii mei, oameni pe care îi stimam. Venirea mea presupunea într-un anume sens o îndepărtare a lor și n-am vrut să se întâmple asta și nici nu s-a întâmplat. Tu fost, secretar general, de A fost secretar general de redacție? Adică o funcție tehnică pe care am evitat-o toată viața cât am putut, am fugit de ea, dar atunci nu mai era posibil în 1998. Am stat trei ani la caiete critice, timp în care am scos siliți și de împrejurările financiare. Anii 98-99, lumea nu-și mai aduce aminte au fost ani unei extrem de proaste guvernări. Da, anii economic, pe fondul, prăbușire economiei. Da, pe fondul în Europe, care se înălța, de noile tehnologii digitale, produsă revoluția dot-com și așa, economia românească s-a prăbușit din cauza unei proaste guvernări. Amatorism. Groaznice. Da, și uh, revista Caiete tehnice a fost constânsă de o apariție lunară să facă numere tematice, reunind două, trei luni, au apărut câteva numere foarte bune. Câteva numere foarte bune, foarte absolut, importante, care vor rămân. Nu mi se datorează mie, ci se datorează directorului ei, Eugen Simion și extraordinare echipe de colaboratori pe care... Și o pierdere enormă, cu o revistă de tipul caietelor critice nu mai apare în România. Știu, dar problema cu caietelor critice trebuie să fim sinceri. I îi ceream prea mult lui Eugen Simion. Misiunea lui Eugen Simion era să facă această revistă. Marea problemă este că această cultură română nu i-a dat lui Eugen Simion niciun fel de ajutor, de instrument ca revista să și circule. Revista, difuzarea, sigur. difuzarea ei a fost totdeauna catastrofală și sunt foarte mulți oameni de cultură care nici măcar nu au auzit de ea pentru că nu au văzut-o niciodată. Și nu e vina lor. Avem un sistem cultural, cum să zic, bizar bizar în care lucruri de valoare rămân necunoscute din cauza că li se cere oamenilor de cultură să fie agenți de publicitate sau de difuzare sau administrator, ceea ce ei nu pot fi în chip evident. Da, revista că e de Clidice, mă rog, nu știu ce se mai întâmplă cu ea. Din 2001 eu am plecat de acolo. Și cu alte publicații importante, nu mai știm ce se întâmplă. Apropo, da. difuzare, nu le mai găsim în București, dar mintă în alte locuri. Da, când erai student la literă și citai toată presa asta și aveai profesori și pe Manulescu și pe Simion și pe Mircea Martin și da, alte uite, Micu nu și... Da, nu pe Mircea Martin. Uh, a fost profesor de teoria... Alexandru Piru și alte nume. Uh, Florin Manulescu te gândeai că o să fii redactor șef la România Literară într-o zi? Ca să fiu sincer, nu. În mod evident, nu. În primul rând că firea mea nu este de așa natură încât să-mi pun asemenea obiective. Vreau să ajung director. Sau... Ceea ce mi-aș fi dorit ar fi fost să ajung profesor și colaborator la o revistă literară importantă. De ce? Pentru că pe atunci, în acea cultură care încă trăia numai pe Galaxia Gutenberg, nu exista digitalul, nu exista virtualul, a pătrunde în paginile unei publicații presupunea o anumită ucenicie. Dacă reușeai la, știu eu, 22 de ani să publici un articol de o filă și jumătate într-o revistă mare, sărbătoreai la cap și la propriu, ca o mare victorie. De asemenea, dacă în anul 3 de facultate ar fi venit, nu știu, Nicolae Manolescu și ne-ar fi spus unul dintre voi are șansa să publice un articol de o filă jumate în România Literară, am fi fost în stare să ne tăiem în săbi pentru această șansă. Astăzi tragi cu tunul și nu găsești pe cineva dornic și când îl găsești, cel mai adesea trebuie să-l formezi de la un nivel foarte, foarte scăzut. Nu se mai știu lucruri de bază. Da? În, în contrapartid, este extrem de simplu să publici în mediul, în mediul virtual. Da, Oricine poate să publice orice îi trece prin minte, fără să-i treacă prin minte că o revistă literară nu este un site, nu este un blog, nu este. De ce? Pentru că a, a apărea într-o revistă literară presupune că textul tău a fost citit măcar de încă o persoană. Când mergi la cursurile tale la Facultatea de Litere. Ai sentimentul că atunci când vorbești despre Preda, despre Nikita, Sorescu sau alte nume importante din literatura română contemporană, ești înțeles așa cum trebuie? Aș prefera, din solidaritate cu. Pentru, din, din afecțiune pentru Alma mater, care ai aparțin și care m-a format, să nu intru în foarte multe detalii legate de asta, mai ales că universitățile din România, așa cum sunt ele, nu sunt responsabile de cultura generală a celor care pătrund pe porțile lor, pentru că lumea uită, cultura generală nu se face în universitate, se face la liceu. De aia în trecut liceele se numeau licee teoretice sau licee de cultură generală. Cultura generală se face până în 18 ani. Dacă nu o faci până în 18 ani, recuperarea e foarte dificilă și cel mai adesea imposibilă. Pasiunea ta pentru literatura română contemporană, ai deprins-o, ai format-o în liceu. Atunci ăla, da, ăla da, a fost momentul când. Da. ai zis, Doamne, vreau să fiu profesor de literatură da, română? Atunci a fost momentul când am vrut să mă fac critic. Am avut norocul de insista asupra cuvântului: șanse au mulți, noroc au puțini. Eu am avut noroc și recunosc asta. Am avut norocul să am un profesor în liceu excepțional, criticul, prozatorul, poetul Marian Barbu, care era doctor în litere dinainte de 89, când era foarte greu să fii doctor în litere dacă nu era universitar. Și am avut șansa acestui model viu, adică am văzut pe viu în orele de română de la clasele de matematică fizică ale Liceului Frații Buzești din Craiova, am văzut cum arată un critic literar. Marian Barbu se comporta ca un universitar, ca un critic literar și ne trata și pe noi ca atare. Și în vacanța de iarnă anului 1985, când Ceaușescu a prelungit vacanța cu trei săptămâni ca să nu călzească școlile. Stând acasă și având trei săptămâni neprevăzute libere, am adunat pe birou, așa ca din întâmplare, opera lui Marin Preda și opera lui Nichita Stănescu. Le-am citit cap-coadă și mi-am spus vreau să mă fac critic ca să scriu despre ăștia doi. Asta e menirea mea. Și asta am făcut. Cu ce rezultate, cu ce succes sau insucces, asta nu e căderea. Ești mulțumit de ce ai făcut? Ești împlinită? Că, că dorința aia ta din liceu s-a confirmat? Dacă aș fi mulțumit, ar însemna să pun punct. Sunt mulțumit, evident că nu sunt mulțumit, dar există o singură cale să scapi de această nemulțumire care e insidioasă, te roade pe dinăuntru și câteodată te blochează. Să mergi mai departe, să continui să faci ceea ce faci, făcând abstracție de faptul că multe dintre rațiunile pentru care ți-ai dorit să faci un lucru nu mai există. Unele nu mai există ca urmare a trecerii timpului, tu însuți ești altul. Altele nu mai există ca urmare a schimbării societății, care s-a produs de mai multe ori în ultimele două-trei decenii, nu numai la Revoluție, schimb societatea s-a schimbat masiv în ultimii ani. Ceea ce nu s-a schimbat este însăși pasiunea pentru, pentru literatură din ceea ce ai scris în calitate de critic literar dar și de istorie. Ai făcut inclusiv la România Literație într o rubrică prestigioasă în istoria revistei Cronica edițiilor. Ce anume a scris Răzvan Voncu și doar el despre literatura română contemporană? Unde crezi că sunt tușele tale, contribuția ta de, de de cronicar literar în istoria recentă a literaturii noastre? Nu îmi place să fac bilanțuri. Uh. Apropo de rubrica de cronica edițiilor, să zic că n-am fost. lumea probabil bănește că sunt extrem de încântat că sunt titularul cronicii literare, cronica literară pe care noi așa la România literară a consacrat-o Nicolae Manolescu. 30 de, 32 de ani, 32 de, de ani întrerup și după aceea încă două ore da. după 89. Ultima în 2015-2017. Aș fi ipocrit dacă aș spune că sunt vai doamne nemulțumit și așa, dar nu fără o anumită frământare interioară am părăsit de nevoie cronica edițiilor. Realitatea este că literatura noastră clasică, în momentul ăsta, îmi place mai mult decât literatura care se scrie azi. Și literatura care se scrie azi e mai puțin decât literatura română de azi. Literatura română de azi înseamnă și Zaharia Stancu, înseamnă și Petru Dumitriu, înseamnă și Ion Hore, adică scritori care nu mai sunt, dar care sunt actuali prin opera lor, a căror opera nu s-a datat. Da, literatura care se scrie azi este, înseamnă ultimele apariție, din ce în ce mai slabă. vreau să o spun pe șleau. Îmi este din ce în ce mai dificil să găsesc cărți plauzibile care să facă obiectul unei cronici de o pagină de revistă. Da? care e cartea care te-a dat peste cap după Revoluție? Care te-a tulburat? Care te-a pus în dificultate pe tine mă, care nu ești un profesionist al, al genului, cronica literară? cred că istoria critică a literaturii române al Nicolae Manolescu, pentru că nu numai că a venit cu o nouă istorie a literaturii române, dar a venit cu un nou concept. Un nou concept care m-a obligat să redimensionez multe din cele pe care le știam. Revin la întrebarea pe care ai pus-o și pe care n-am uitat-o, cea cu contribuția mea. Eu am primit tot așa, am avut norocul să primesc un sfat bun de la Dumitru Micu care la un moment dat mi-a zis ai grijă, zice că tu dacă vrei să continui pe linia asta a independenței de spirit, vei fi atacat. Și ca să reziste atacurilor, trebuie să dai anumite contribuții pe care nu ți le poate contesta nimeni. Trebuie să faci ceva ce nu știe și nu poate nimeni. Am început prin a face literatură română medievală. Știu slavonă, vorbesc două limbi slave pe lângă limbi de circulație, Răși și, bulgară și, și sârbă. Și sârbă. Uh, și asta mi-a permis să fac destul de, destul de bine istoria literaturii române în perioada medievală. Am o carte, Labirintul mărturisirii, care a apărut în 2012, care este deocamdată singura cercetare coerentă despre acele texte medievale românești în care autorul vorbește despre sine la persoana întâi. Ceea ce nu e tocmai conform canoanelor medievale. Cât timp am ocupat de istoria literaturii române medievale, am constatat, firește, că există două feluri de istorie literară. Una, așa cum o face Călinescu, pe principiul că sunt contemporane textele care rezistă lecturii noastre și că unele texte vechi, chiar dacă nu sunt literare în intenție, sunt literare prin frumusețea stilistică sau se poate face istorie literară documentată cum i-a zis Mircea Angelescu, prin recompunerea și reconfigurarea sistemului literaturii române, așa cum va fi fost el în secolul al XV, al XVI, al XVII. Când a venit Nicolae Manolescu și a mers un timp pe linia asta, spunând clar că nu vorbesc despre valori estetice, dar arătând că însuși sistemul literar medieval avea propriul său propriul său mod de evaluare a operelor, în care încăpea și o parte legată de realizare artistică. Când a apărut Manolescu cu conceptul de istorie critică, mi-am dat seama de ceva fundamental. Și anume, ceva ce de fapt învățasem cu Mircea Martin la teoria literaturii. Și anume că receptarea literaturii face parte din literatură. Fiecare decodificare a unui text, prin lectură critică, e o nouă codificare. Niciodată nu există o lectură care să epuizeze totul, din potrivă lectura critică adaugă, cum zicea Blaga, mister. E o adăugare de valoare. Și din clipa aia mi-am dat seama că a face literatură, istorie literară, așa cum făcusem eu pentru perioada medievală, e ceva limitat. E ceva care are un sens didactic, are un sens documentar, dar adevărata istorie literară e asta, care își conține și receptarea. Și că Manolescu a deschis, fără să fie medievist, recunoaște el însuși că nu este medievist, a deschis inclusiv pentru medievistică, inclusiv pentru cercetarea secolului al XIX-lea, o cale de investigație critică foarte fertilă. Este o carte care m-a pus pe gânduri. După aceea, în ultimul timp, sunt tot mai atent la metoda și la cartea lui Mihai Zanfir, scurtă istorie, panorama alternativă a literaturii române. Știam de conceptul de, de stilistică diacronică, pentru că Mihai Zanfir mi-a fost profesor, mi l-a predat la timpul cuvenit. Îi știam cărțile în care îl aplicase, dar în această scurtă istorie, în care face o panoramă a istorică a literaturii române, foarte drastică, eliminând tot ceea ce nu înseamnă după părerea sa scriitor de la acest concept e, își dovedește aplicabilitatea și faptul că poate fi folosit în multiple feluri. E, pe scurt, îmi plac cărțile care deschid, nu cele care închid. Vreun roman după Revoluție care să să fi plăcut? Au apărut foarte multe romane, romane bune despre care, despre care ar, trebui, ar trebui vorbit. Uh, inclusiv 60-iști au dat câteva romane bune. Breban a dat cel puțin un roman bun din seria aceea, Trilogia Amfitrio, tetralogia Trilogia Ziua și Noaptea și alte câteva romane separate. Cel puțin Jichidi e un roman care stă alături de, în absența stăpânilor, de animale bolnave și cele de dinainte. Bună veste. Bună veste, da. Buzura are măcar raport asupra singurătății un roman, un roman uh, tulburător tocmai prin singurătatea formidabilă pe care o conține. Dele Popescu are un foarte bun roman, Frumă-n și Nicolae Țic. Uh. Apoi sunt romanele 80. Sunt romanele Primele două volume din Orbitor ale lui Mircea Cărtărescu sunt foarte bune. Gabriel Chifu a dat câteva romane importante, între care, cred, punct și de la capăt, marchează un moment în istoria literaturii noastre, pentru că literatura noastră era foarte bună până acum în a crea personaje negative care să rețin, de tip stănică raciu. Gabriel Chifu a creat, în punct și de la capăt, pe fondul acestei, acestui conflict metafizic între victimă și călău, un personaj pozitiv care să reține. Chiar și Mihai Zanfirat, un roman foarte bun în urmă cu câțiva ani. În așteptare. Care este un roman care încheie, într-un fel, seria romanelor sale și e o declarație și stilistică. E un roman al stării de spirit din ultimii ani de dinainte de Revoluție. Formidabil. Marta Petreu, Acasă pe Câmpia Armagedonului. Deci sunt, au, apărut, au apărut și după Revoluție romane bune. Problema cu, aceste, cu această literatură a noastră este că după Revoluție ea nu a mai avut, progresiv, și-a pierdut impactul social pe care l-a avea înainte. Ești nu opti... ne-a mai configurat mințile, nu ne-a mai configurat sensibilitatea, așa cum a făcut-o înainte de 80. Ce crezi că va fi în viitor? Ești optimist sau pesimist în ce înseamnă viitorul literaturii române? Depinde dacă vom reuși fie prin intermediul unui proiect cultural amplu, fie prin intermediul intervenției divine să resuscităm lectura literară. Dacă oamenii vor începe să citească, să citească profund literatură de ficțiune, literatura română are un viitor. Dacă nu, cred că practic ea se va încheia, așa cum o știm noi, într-o generație. Va fi altceva. Cum poți să convingi pe cineva care nu citește și pentru care lectura nu e o miză, că pierde ceva esențial în asta? Păi nu poți să-l convingi decât oferindu-i un exemplu care să-i schimbe uh, acest mindset, că de mindset este vorba. Noi trăim într-un mindset pe care l-a creat spațiul politic, care e dominat de inculți și de oameni în care nu citesc nimic, e reverberat de mass media, care și ea e dominat de oameni în care nu citesc nimic, și e un mindset că lectura nu e ceva util, dar de minte important. Dar de important. Uh, suntem atât de irresponsabili încât nu stimulăm lectura nici măcar în rândul acelor categorii care ar avea ca obligație lectura. Profesorii, de pildă. Există profesori de română, îi cunosc, care citesc tot și există profesori de română și nu numai la țară, nu citesc nimic. De ce? Pentru că nu-i obligă nimeni și nimic să citească. Și nici nu-i ajută nimeni și nimic să citească. Nu-i mai întreabă nimeni, nu-i mai are da, da. niciun tip de evaluare. Da. Care crezi că e cel mai mare defect al românilor? E un defect dublu. Indolența și incompetența. Mult mai mult decât corupție. Mult mai mult decât corupție. Care e momentul strălucit din istoria noastră la care te întorci, la care te gândești? Cel mai bun moment, momentul fast din istoria noastră. Epoca națională. regelui Carol I. Fără ea n-ar fi fost posibil 1918. După ce ea n-a mai fost, 1918 a rezistat numai două ani. Cum îți explici nostalgia unora, tot mai mare, apropo de sondaje față de pușcăria care era România în anii, înainte de 89? Indolență și ignoranță. Indolență și în cultură. incompetență În competență. Vorbesc despre acea epocă oameni care n-au cunoscut-o direct și care n-au dovedit nici prin cercetările lor profesionale că au fost preocupați să o cunoască măcar așa livresc. Tu n-ai scris numai cronică și critică literară. Ai scris o carte și înțeleg că pregătești o ediție a doua despre vin, o istorie literară a vinului. Uh, cum ai ajuns la, la ideea asta? Păi, m-a preocupat. Aș putea să iau pe partea folclorică și să spun că sunt un consumator. Uh, moderat, dar... Aici, Fără riscul de a spune da. ce nu Domnule, și eu am spus asta. Da, Aici da. e o chestie individuală de asumare. Da, da, da. Îmi place, îmi place să degust un vin bun, îmi plac foarte mult vinurile românești și, în general, îmi place civilizația enogastronomică românească asociată cu vinul bun. Toată această tradiție pe care am avut-o înainte de perioada comunistă și care, încet, încet, renaște astăzi, desigur, în forme noi, dar care păstrează structurile, structurile originale. Dar... A fost mai întâi o provocare metodologică. De fapt, prima dată mi-a venit ideea de a face o, un mic studiu, nu neapărat o istorie, cu privire la ocurența cafelei în literatura noastră. Pentru că există un moment din proza românească, momentul 1900, în care prozatorii nu povestesc de fapt nimic. Povestesc povestiri. Deci epicul e mediat de povestire. Și povestirea nu se întrupează decât în prezența unei cafele. Dar mi-am dat seama că, totuși, cafeaua e un obicei de import, e un obicei relativ recent, nu are un conținut sacral, spiritual, și pentru că tot îmi plăcea vinul, am trecut la, la vin. E, în momentul în care am cercetat chestia cu vinul în literatură, a fost o problemă de teorie literară, pentru că acest tip de lectură a textului literar prin intermediul unui obiect se numește tematism, e critică tematică, tematistă și politematistă, da? a făcut-o Jean-Pierre Richard, a adus-o în literatura noastră Eugen Simion în dimineața poeților, dar pe de altă parte o problemă de morfologie culturală mai amplă. Dacă îi citești pe francezi și pe italieni, îți dai seama că Europa nu se împarte între est și vest. Între est și vest se împarte politic și într-un anume sens istoric. În vest sunt statele naționale, în est sunt imperiile care s-au năruit și au apărut târziu statele naționale. Europa se împarte și în nord-sud. La nord este civilizația distilatului și a fermentării cerealelor, la sud e civilizația viei și vinului. Și noi românii, deși suntem vorba cronicală în calea tuturor răutăților, ținem prin originea noastră latină și prin morfologia aceasta culturală veche, ținem de cultura asta mediteraneană a viei și vinului, care și-a pus profund amprenta asupra noastră. Literatura română este cu adevărat o literatura vinului, nu e literatura berii și nici a vorcii. O vorbă de spirit a unui scriitor român despre vin? Fănuș Neagu, ne întoarcem la el. Fănuș nu Beția cu vin îți dă gânduri frumoase despre femeie și despre Dumnezeu. Beția cu vot că te duce cu gândul la cuțit. Fără niciun fel de implicație contemporană. așa un comesean foarte competent în acest pe altarul culturii mediteranene. mediteraneene. Fă nu era un monument de, de capacitate mai mult decât de competență, dar puțină lume știe că nu scria niciodată decât în stare de absolută trezie. Și știa asta, a și povestit-o de vreo două, trei ori, nu putea să scrie decât în stare de absolută trezie și avea și un program foarte bizar, pentru că dacă îi se întâmpla să petreacă împreună cu prietenii, se ducea spre seara acasă, dormea, se trezea după miezul nopții, bea un litru de lapte și, cu mintea trează, scria până dimineața. Puțină lume știe cât citea Fănușneacul, oh. jurnalul lui o mărturie locventă, da, în bine sensul ăsta. înțeles, bineînțeles, bine bineînțeles că este, bineînțeles că este. Era un cititor pasionat, sigur că avea și pasiuni din acestea uh, ușoare, de pildă îi plăceau romanele polițiste, dar îi plac și lui Nicolae Manulescu, nu e o rușine să-ți placă romanele polițiste bune. Agatha Christie e un scritor clasic, dincolo de tematica polițistă. Nordicii, care scriu romane polițiste. John Esbe, scritor extraordinar, adevărat. De, de pasiune, te mai uzi la fotbal românesc? Nu mai la fotbal deloc, din momentul în care mi-am dat seama că nu este decât o afacere. Păi, noi -ai aici, apropo de Fănuș Neau, că am vorbit de multe ori astăzi, l-am amintit, suntem singura țară din lume în care, după un eșec, pe umilința echipei naționale, 2-5 cu Danemarca, cel care și-a dat demisia a fost cronicarul. Da, da, da. <laughs> nu da, spus, da, nu da. mai scriu despre fotbal. Da, 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 da. Nu, da. Fotbalul în general este o imensă afacere. Uh, locul care revine României în această împărțire mafiotă afaceri, este unul cu totul marginal. Eu am jucat basket în tinerețe, am făcut basket de performanță și nu sunt obișnuit cu aranjamentele, nu-mi plac am aranjamentele. Am pierdut legat de scritorii care au scris despre sport recentul mare, scritor cu Cosașu, din generație. La fel, un, un scritor cu totul și cu totul special, un scritor care s-a copt târziu, care cred că este ultimul din generația sa care a fost consacrat ca mare scritor, chestia care s-a întâmplat de-abia în anii 70-80, poate chiar în anii 90, când ne-am dat seama că toate acele, Seria lui întrerupte cu titluri bizare, supraviețuiri și așa mai departe, alcătuiesc o extraordinară cronică intelectuală românească și bucureșteană a anilor 50-80, o cronică în care, pe de o parte, ai de a face cu o modalitate postmodernă care bate tot ce a făcut generația 80 în materie, iar pe de altă parte are o enormă problemă morală în mijloc. Sunt vinovați cei care au crezut în comunism? cât și de ce. Sunt nevinovați cei care n-au crezut în comunism? Cât și de ce? Și așa mai departe. Sunt teme profunde. Cosașul era de origine evreiască și a avut să de suferit o împreună, cu, o da, împreună cu întreaga sa familie și cu întreaga sa comunitate în perioada Holocaustului, când cei care n-au fost trimiși să moară în Transnistria, în lagăre, au suferit o soi de vexațiune, au avut statut de cetățeni de categoria a doua. Pentru Cosașu, pentru cineva în, în situația lui Cosașu, alternativa nu era victoria totalitarismului sau victoria democrației liberale de tip occidental. Alternativa era victoria lui Stalin sau Auschwitz. Cine poate pretinde că are tăria, că are dreptul de a împinge pe altcineva la sinucidere? Opțiunea lor pentru comunism a fost o opțiune pentru viață. Ce s-a întâmplat cu ea, citiți romanele lui Cosaș. Și veți vedea că oamenii aceștia nu au trăit ușor faptul că au fost împinși în această alternativă imposibilă. Ea măcina pe dinăuntru, ea e obligat la reexaminări și rezultatul este o mare literatură. E ceva ce, ce regreți? Ce îți pare rău din ce ai făcut? <laughs> Îmi pare rău că n-am avut n-am avut tăria de a rămâne un simplu savant, un șoarece de bibliotecă, un om care scoate odată la 7-8 ani o carte plicticoasă de istorie literară pe care nu o contestă nimeni pe pentru că nici nu o Asta îmi pare rău. Mă bucur că am avut norocul de a vedea că literatura e mult mai mult decât atât. Și Că între șoalecele de bibliotecă și publicist există o multitudine de nuanțe. Nu sunt numai două extreme, sunt o mulțime de, de nuanțe. Am făcut destul de multe, cât de bine sau de puțin bine nu, nu e. Nici nu-mi place să fac bilanțuri ca un caracter mortoar, așa, și nici nu e menirea mea să o fac. Sunt critic literal, deci știu mai bine decât oricine că tot ceea ce fac eu e supus critic și celorlalți. La ce ți cel mai mult? La cartea pe care încă n-am scris-o. La care visez. La care visez. O să spun o poveste. În urmă cu câțiva ani de zile, m-am nimerit prin forța împrejurărilor, în mijlocul unei bătălii literare absurde, în care eu personal, deși nu făcusem nimic, am fost mânjit din cap până în picioare de niște oameni, dintre care pe unii chiar îi cam susținuse, îi cam ajutase. Și pentru că nu sunt nici resentimentar, nici răzbunător, am zis să iert, merg mai departe, ceea ce un timp am și făcut. Dar la un moment dat, cum știi prea bine că ai pregătire teologică, rămâne o zgură în tine. Și trebuie să te gândești ce faci cu ea. Și mi-am spus, am două variante. Îi citesc, le citesc cu adevărat opera și îmi spun opinia despre ea. Și dacă e bună, e bună, dacă nu, nu. Dar asta presupunea să-i citesc și nu aveam niciun chef. Și n-am nici -am. Și nici nu cred că voi mai avea vreodată. Îmi asum. Voi supraviețui Acestei catastrofe de a nu citi opera lui Florinian. Am citit-o, cam știu ce despre ce e vorba. Nici nu e foarte vastă. Sau, mă eliberez de chestia asta, transformându-i în personaje literare care merg singură în lume. Și am scris o cărticică de povestiri care se intitulează Stele Pitice, care îmi place foarte mult. Nu e cunoscută, nu a luat niciun premiu, că m am recuzat de la toate premiile dacă sunt la lumina scriitorilor, dar ă, sunt mulțumit de ce a ieșit. Și mă gândesc să mai scriu, poate nu neapărat în, acest, în această modalitate, dar cred că proza voi mai scrie. Cred că proza voi mai scrie. Mă, mă bate așa gândul să scriu un roman despre Revoluție. Pentru că nu avem încă un roman despre Revoluție. Da, un roman despre Revoluție scris nu din perspectiva unuia care a fost pe baricadă la Inter, care a stat noaptea la, în fața spitalului Colțea să verifice mașinile care treceau, ceea ce eu am și făcut atunci în nopțile de după 22 decembrie, ci din perspectiva unuia care e securit și trage în aia care fac Revoluție jos. De ce? Perspectiva dizidenților am așteptat-o, a venit cât a venit. Perspectiva ailaltă e foarte tentantă, pentru că e o perspectivă limită. Literatura de sertar, care a vorbit de zi, Zdenți, justifică această așteptare? Avem vreun roman sau vreo creație literară care să justifice discuția asta despre literatură de sertar? A existat cu adevărat o literatură de sertar? Nu prea a existat o literatură de sertar, pentru că regimul comunist din România n-a fost un bloc unitar. A avut mai multe etape inclusiv ultimul deceniu ce au a avut etape și subetape. Și cenzura s-a schimbat. De pildă, în anii 50, îmi spunea mie Dumitru Micu, care a trăit acei ani, nu exista noțiune de colaborare cu regimul. Regimul nu admitea colaborare. Ori te subordonai total, ori nu publicai nimic. Deci nu există decât această posibilitate. Te supui sau nu? După aceea regimul a devenit mult mai nuanțat, cenzura a devenit mult mai flexibilă, a închis ochii de cele mai multe ori. Când nu a închis ochii, s-a lovit de fleacuri, de cuvinte, de prostioare. Nu pot să spun, au existat scrieri care n-au putut apărea în România de toate felurile. Volume de poezii sau numai poezii, romane. Uh, jurnale intime, în special zona asta de literatura intimității nu era deloc încurajată, ba chiar și unele cercetări critice din cauza referințelor, care trimiteau la creațiile unor scritori români plecați din țară sau interziși. Dar uh, niciuna din aceste scrieri nu a zguduit nici măcar tabloul valoric. Uh, după, după 90 am avut două revelații așa mari, Nicolae Steinhardt, cu Jurnalul Fericirii și Ion de Sârbu. A mai rămas numai Steinhardt. Sârbu, de fapt, e cel care era și înainte de 89, doar îmbogățit de un jurnal formidabil, de o corespondență extraordinară, dar între noi fie vorba, nu prea a văzut mare scritor cu corespondență. Trebuie să mai ai și ceva pe lângă. Iar literatura de ficțiune a Sârbu e de la F2. II. Spuneam, ne apropiem de, de final, spunem cele mai frumoase versuri din literatura română în al Răzvan sunt câțiva morți în oraș, iubito. Chiar pentru asta am venit să spun. <laughs> Glumesc. Nu, dacă ești critic literar, nu te poți opri la cel mai frumos, cel mai mare. Trebuie să ai o sensibilitate bogată și e bine să o ai. mi îmi place să mă bucur de, de, toate reușitele pe care le întâlnesc. mă bucur de reușitele scritorilor ca și cum ar fi ale mele. ne mulțumesc mult pentru, Dialogul Cu multă ăsta. plăcere. Și în final, aș vrea să te rog să dresezi un gând o urare, un îndemn celor care urmăresc podcastul meu Avangarda, dacă eu nu văd Să rămâneți în avangardă, dar cum spunea Roland bart în ariergarda avangarde, adică să vă păstrați dorința de schimbare, de avans, de înnoire și spiritul critic. Mulțumesc mult, Cu multă plăcere. Eu mulțumesc.